la oraș, îți dăm cele mai clare instrucțiuni de utilizare. București FM, aici e capitala. Da, aici este capitala, 8:38. Spunem la mulți ani pentru cei 85 de ani de când avem Muzeul Satului aici în București. Doamnei Paulina Popoiu, directorul muzeului. Bună dimineața, la mulți ani! Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult și permiteți-mi să fac precizarea că muzeul împlinește 85 de ani, deoarece am mai fost felicitată la 80 de ani. Am înțeles. Da, muzeul, corect. Așa, păstrând gluma. Dar primiți din partea noastră pentru toate lucrurile frumoase pe care le faceți acolo acest gând bun și urarea de la mulți ani. Anul acesta, Muzeul și Regalitatea, avem o săptămână la dispoziție să ne bucurăm o dată în plus de acest loc fermecător, aș spune. Un loc în care îmi place foarte mult să mă plimb și să parcurg așa, de ce nu, etape, perioade și, bineînțeles, tradiții și istorii ale acestui pământ frumos românesc. Doamnă, povestiți-ne așa un pic pe scurt, începând de astăzi, ce ne pregătiți în perioada următoare? Da, astăzi încep și eu tot prin a spune la mulți ani Muzeul Satului și tuturor celor care lucrează în el. Și la ora 1 astăzi vom deschide, va fi ceremonia oficială de deschidere a festivităților legate de această aniversare importantă. Cum spuneați, din 10 în 17 mai vom avea o serie de acțiuni, nu numai festivități, dar și ateliere pentru copii și târgul de meșteri și multe alte surprize care vor marca această vârstă frumoasă a Muzeului Satului. De ce Muzeul și Regalitatea? Pentru că am pus acest generic pentru mai multe motive. În primul rând, pentru că Muzeul Satului îl considerăm a fi ctitorie regală. În 1936, pe 10 mai, el se deschidea în prezența regelui Carol al II-lea și al elitei culturale și politice a vremii. Se deschidea după ce Dimitrie Gusti, Școala Sociologică de la București, făcuseră cercetări în teren și au fost susținuți de fundațiile regale, nu numai moral, dar și financiar. Atunci am considerat necesar să marcăm acest lucru și să mai marcăm și cei 100 de ani de la nașterea regelui Mihai, cu care în ultimii ani, cât a locuit alături de noi la Palatul Elisabeta, ne întâlneam deseori pe aleile muzeului și știm că a fost un mare iubitor al Muzeului Satului. Așa că vom avea sub acest titlu deschiderea ceremoniei. Se va face în prezența peste 20 de reprezentanți ai corpului diplomatic din București. Vom avea nu foarte multă lume, pentru că fiind încă în pandemie nu ne-am permis să facem foarte multe invitații și atunci vom avea mai ales mesaje din partea președinției, a casei regale, a Parlamentului. Vom marca însă acești 85 de ani pentru o instituție foarte importantă, care pe lângă faptul că este o instituție identitară și ne păstrează rădăcinile să știm de unde venim, este și o instituție foarte iubită de turiști și de turiștii străini, pentru că înainte de anul pandemiei, în 2019, am avut 910.000 de vizitatori, zic eu, un lucru rar pentru un muzeu din România. Deci vom avea timp de 7 zile, de aceste acțiuni în care vom aminti, nu vor fi numai așa cum spuneam, numai festivități, vom avea și o masă rotundă în care vom vorbi despre satul românesc în prezent, satul românesc din perioada în care Dimitrie Gusti făcea acele cercetări sociologice aprofundate în peste 600 de sate ale României. Surpriza va fi că vom mai deschide niște monumente pentru public, le vom include în circuitul de vizitare din partea nouă a muzeului care s-a dezvoltat din 2007 și poate vă întrebați de ce deschidem pe 10 mai și închidem pe 17 mai, pentru că pe 10 mai muzeul a fost deschis într-o ambianță restrânsă, așa cum spuneam, cu regele, cu reprezentanții elitei culturale, iar în 17 mai muzeul s-a deschis de fapt pentru public.
Ziua de 17 mai va fi o zi cu intrare gratuită, tocmai pentru ca publicul pentru care acest muzeu a fost făcut, cei din București și cei din afara Bucureștiului, să poată intra și vizita muzeul. Revenind la ziua de astăzi, cum spuneați, la ora 13 vor începe evenimentele. Accesul publicului astăzi este limitat, să înțelegem. Accesul publicului este limitat pentru că nu avem încotro. Pajiștea pe care vom face aceste ceremonii este una mică și nu vrem să fie înghesuială. Va fi, din păcate, de fapt, accesul publicului nu e limitat. Publicul poate să intre în muzeu fără probleme. Eu n-am închis niciodată muzeul. Doar în zona respectivă nu se poate. Numai în zona respectivă, care este în preajma hanului din mijlocul muzeului, doar acolo. Și trebuie să mai mulțumesc cuiva, regimentului de gardă Mihai Viteazu, care va fi astăzi alături de noi. Bun. Și încă un lucru pe care trebuie să-l punctăm. Aveți o surpriză pentru cei care vor să aibă în colecție și un timbru. Am aflat. Da, nu un timbru, un plic mai degrabă. Aha. Pentru că este vorba de un întreg poștal pe care îl vom lansa astăzi împreună cu Rom Filatelia. Va fi una din surprize. Deci vor circula pe piață plicuri cu Muzeul Satului 85 de ani, care a reușit și foarte frumos. Și mai avem o surpriză. Astăzi se instituie oficial titlul de ambasador onorific al Muzeului Satului, pe care vrem să-l decernăm acelor oameni care, într-un fel sau altul, au contribuit la dezvoltarea și cunoașterea muzeului. Cum era firesc, începem cu doamna Georgeta Stoica, a fost director la Muzeul Satului, dar angajat al Muzeului Satului în perioade intermitente din 1950. Deci un om care cunoaște istoria muzeului. La fel va fi acest titlu și pentru doamna Sabina Ispas de la Institutul de Etnologie Constantin Brăiloiu, care ne-a popularizat cât a putut în străinătate și în România și care e un prieten apropiat al muzeului, plus că avem obiect de activitate asemănător. Mulțumim foarte mult pentru prezență, succes cu toată activitatea pe care dumneavoastră ați organizat-o în această perioadă și succes în continuare, să ne auzim și la anul cu bine. Mulțumesc încă o dată pentru prezență, doamnă, o zi excelentă în continuare, numai bine. Vă mulțumesc foarte mult, la revedere! La revedere, a fost alături de noi doamna Paulina.